de pe străzi, a unui câine sau altă vietate aflată pe domeniul public, cât ne costă dezinsecția pe un hectar avionul. Și nu exagerez deloc. Chiar mai mult decât atât. Ne costă cu 5 lei mai mult decât ne costă dezinsecția cu avionul pe o suprafață de un hectar. Și mi se pare o discrepanță foarte mare între aceste, nu știu cum a fost fundamentarea făcută la colectarea unui hoi, până la urmă, de pe stradă, nu aleagă, nu face nimic, îl găsești, l-ai luat, l-ai transportat și mai târziu l-ai incinerat. Nu cred că acest lucru poate costa un exemplar mai mult decât o substanță de dezinsecție, un bilos plătit, un avion pus în funcțiune pentru a face dezinsecția pentru un hectar. La mea nu cred că există aici undeva și o... vreau să cred că nu este scris cum trebuie eroare, pentru că observ că la colectarea de cadavre este tariful de 188 de lei pe cap pe zi. Mă repet, 188 de lei ne costă colectarea unui cadavru, doar colectarea, așa scrie aici, și mai doar pentru ce scrie aici, deci este doar colectarea, și 183 de lei ne costă un hectar de dezinsecție. Mi se pare foarte mult și aș dori să primesc o fundamentare a acestui tarif de la ridicare, colectare cadavre, pentru că nu se poate, adică mi se pare foarte mult. În condițiile în care întreținerea unui câine viu costă 13 lei pe zi. Deci unul viu cu tot ce trebuie, 13 lei pe zi, și unul mort, că l-ai ridicat un animal care a costat 188 de lei pe zi, că așa scrie aici. Vezi că salariații de la serviciu hotărâri pot transmite tuturor aceste lucruri ca să dea un răspuns util, să nu vorbim de cadavrele câinilor în ședința de consiliu. Vine toate cheltuielile de transport, de dezinfectarea suprafeței respective, de depozitare temporară în camera fric, de incinerare, predarea cadavrelor și incinerarea acestora. Cantitatea este o, luată ca o cantitate medie, pentru că pot fi ridicate cadavre mici sau cadavre foarte mari, cadavre de porc, cadavre de câine, de animale, în diverse stadii de putrefacție.